Acum a plecat înregistrarea și eu am auzit un pâc. E bine? Bine, bine. Ok. Bună, Daniela, ne Bună revedem. nouă. Să lucrăm în sesiunea de astăzi cu și pentru Mihaela. Am citit Da. punctele. Începe inducția. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Nouă și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. 8. Simți cum cu fiecare respirația ta și cu fiecare cuvânt al meu, corpul tău se îngreunează din ce în ce mai mult. Șapte. Simți cum spatele tău se îngreunează. Șase. Abdomenul este greu. Cinci. Pieptul este greu. Patru. Mâinile sunt grele. Trei. Capul greu. Doi. Pleoapele sunt grele. 1. Din acest moment, Daniela, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3. Iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mihaelei. 1, 2, 3. Da, o am în fața mea, Da? se prezintă forma unei fetițe de 9-10 ani, cu trăsături vietnameze. Da, are părul lung negru, lucios, dar neîngrijită Da. și un gen de roche din cânepa, spune. Este desculță. Da. Atinge partea subliminală. Daniela. Îmi face așa cu mâna și face așa. Ca și cum se retrage speriată, nu știe cine Nu sunt. știe. Atunci lasă că o identificăm. Tu ai identificat-o, desigur, da? Dacă Da. nu... Da. Ok, acordul îl luăm când o să venim aici și acum, da? Acum relatăm povestea asta. Deci este o viață anterioară. Este 80% aici. Da? Da. Este o viață anterioară în Vietnam. 1384. Da. Bine, anul. Restul de 20%, Daniela, unde vezi? Dacă mergi pe legătura sufletului?
Este pe o linie temporală din viitor. Da? Din 3010. Linie temporală din viitor în 3010. Aici cumva e vreo clonă sau ce e aici? Da. Da? Da, este tot femeie până în 30 de ani. Tot pe Terra sau unde? În altă parte? Pe Terra, dar în altă dimensiune vine. Da? Da. Ce dimensiune ar fi? A patra. A patra? Da. Așa. Lăsăm aici, da? Lăsăm, Da. O să vedem încolo. O să vedem ce se întâmplă în viața de acum. Dacă... Hai să vedem aici viața de 90 ani, fetița din Vietnam. Kyun K-I-U U-Y Q-I Q-I, Q-I. Q-I, ceva de gen. Așa, cum s-o citi. Așa o cheamă. Așa o cheamă, da. Parcă dă să plângă. Da. E supărată. De ce este supărată? Se pare că mama ei a murit de curând. A rămas cu bunica și cu încă un frățior mic. Este Da. bebeluș. Da. Sunt foarte sărace. Tată, unde e? Adică a avut? De casă la un gen de luptă. A. Și nu mai știu nimic de el. Mm-hmm. Nici dacă e viu, nici dacă e mort. Deci trăiesc într-o casă sărăcăcioasă, nu au mâncare, da. Mai văd un coșuleț de nuiele cu ceva orz sau porumb, nu știu, orez. Orez ceva. Gen de orez, mai integral, așa să zic, mai lung. Mm-hmm. Mai este foarte puțin, cam doi pumni. Și cam asta e tot ce mai au de mâncare. Bunica face un gen de fiertură să-i dea la cel mic. Și împarte mâncarea în rații, deci da. Devine puțin fetiței. Mă doare stomacul foarte tare, stă în prispa casei, ca să zic. De foame. De foame, se ține de stomac și dă să plângă. Mai apare o fetiță pe drum. Asta e mai măricică, de vreo 12-13 ani. Dar este aranjată, părul împletit, parcă și buzele un pic roșii, îmbrăcat un pic mai îngrijit. Și ea o zărește și o privește așa de sus până jos. Cealaltă se oprește și îi face semn să vină spre ea. Fata se duce și zice, are un gen de coșuleț cu ceva plăcinte. Zice, uite, dacă vrei să mă asculți, o să trăiești și tu bine, să ai de mâncare și să fii mai îngrijită. Fata zice, ok, și ce trebuie să fac? Și zice, uite, lasă că-ți povestesc eu. Vino cu mine. Da. Fata își trage așa de rochiță, parcă încearcă să se șteargă, la care cealaltă se uită, zice, stai puțin. Zice, mai bine o lăsăm pe mâine. Dar mâine, la aceeași oră, am să trec pe aici, dar
Încearcă să te speli, să te aranjezi un pic, să te piepteni, să fii curată. Fata zice ok. La fel îi spune să nu-i zică nimic nici ei. Da. A doua zi, na, se spală acolo într-un găleată, ligheanu, nu știu, era ăla de lemn. Se îngrijește, și așteaptă pe această fetiță. Vine cealaltă și este un gen de așezare într-un ca pe un deal, așa. Deci străzile erau așa în pantă. Uh-huh. Se pare că în vârf, cum ar veni, era un gen de, nu pot să zic, clădire. Da. O așezare? Da, o așezare mai gen boierească, să zic. Uh-huh. Intră acolo amândouă și apare o doamnă tare îngrijită. Bine, asta până în 30 de ani. Da. Fetița cealaltă de 12 ani îi spune, uite, ți-am mai adus o fetiță. Păi da. Și spune la cealaltă la ureche, pentru că ai zis că domnul, nu știu care domn, îi plac un pic mai tinere decât mine. Mm-hmm. Deci se pare că aici era un gen de bordel. Bordel, da. Da. Erau de toate vârstele, dar se pare că gusturile ăstora erau pentru fetele foarte tinere. Mm-hmm. Deci aveau o cerere, da? Pentru o fată cu vârsta aceasta, mai mică. Da. Mm-hmm. Copila nu înțelege despre ce este vorba. Vede acolo mai multe fete aranjate. Mm-hmm. Stăteau toate în jurul la o masă, mâncau. Ea era foame. Fază, da, se bucură, zice, ca și cum raiul pe pământ, anulez. Înainte să se pună la masă, asta curtezana șefă o trimite cu alte două fete să se spele. Na, s-o spălat, mm-hmm. Ea ce s-o spălat, dar nu era prea îngrijit. O spală, o aranjează, după care o pune la masă și fetița zice către cealaltă, bine, și totuși ce trebuie să fac? Zice, pot să plec acasă acum? Zice, cum să pleci? Zice, de-abia ai venit. Zice, o să vezi mai târziu, trebuie să stai până mai pe seară. Păi fata zice, păi n-am anunțat-o pe bunica. Zice, lasă, nu te preocupa. Mai pe seară vin clienți. Intră bărbați, este un gen de încăpere cu o masă. Bine, stăteau așa, gen turcește, pe niște tatami. Aia se pun la masă, încep să bea. Râsete, hohote, vede că fata vede că dintre colegele ei, ca să zic așa, uh-huh. se duc și se așează în brațe la câte unul. Uh-huh. Prima fază nu prea înțelege ce se întâmplă. Uh-huh. După aia îl vede pe unul că îi dă jos un gen de kimono, avea una și atunci face ea legătura. Uh-huh. Când o vede pe cealaltă cu umărul și un sânge pe afară. Mm-hmm. Începe să-i bată inima foarte tare. Da. Și parcă încremenește, așa se sperie, nu știe ce să facă acum. Da. Dă să se retragă încet din cameră, iar pe hol o prinde curtezana șefă de umăr, de haină. Zice, ei, unde crezi că pleci, fetițo? Uh-huh. Zice, mă duc acasă la bunica, că mă așteaptă și e noapte deja. Uh-huh. Zice, lasă că pe bunica ta să o anunțăm noi. Uh-huh. Și oricum n-o să
o să se bucure, cum că aici ești îngrijit, aici mâncai, ești îmbrăcată. Da. Zice, trece înapoi în cameră și fata începe să plângă și să se zbată. Asta o ținea de haină, de kimono. Uh-huh. Lovește peste față pe copilă. Da. Nu foarte tare, ca să nu-i lase urmă. Fata își pune mâna așa și zice, intri acum. Acolo da. Și faci ce fac celelalte colegi ale tale. Uh-huh. Copila speriată intră și este unul în capul mesei. Se pare că ăsta era șef dintre aia. Șeful ăla care vroia mai tinere. Ah. Dacă toți erau cu câte un an, mai el nu. Uh-huh. Și spune, intră și curtezana cu ea și ăla zice, mi-ai adus-o, ea este. Și aia dă din cap că da. Uh-huh. Ăsta îi face semn așa să vină la el. Uh-huh. Ea merge, dar pur și simplu era panicată, deci cuprinsă de frică. Da. Tremura. O pune să se așeze la el în brațe, cum ar veni și maram încearcă să o liniștească. Dar copila era speriată. Terorizată, speriată. Da. Se duc, se retrag în încăperi. O ia? Deci, pur și simplu o ia, da. Dar ea rămâne în ca și parcă ar fi pietrificată. Catalectic, da? Da, da. Ăla vede că nicio mișcare, mm-hmm. o lovește și ăla peste față, îi dă două palme. Mm-hmm. Deci copila pur și simplu se uita în gol. Da. Deci, practic, dacă te uiți din plan ezoteric, ce se întâmplă? Unde e partea subliminală? Deasupra patului. Uh-huh. Deci nu mai e în corp. Nu mai e în corp și parcă e negrită toată. Uh-huh. Dar de frică. Așa, de frică. Da. Aici era 80%? Da. În continuare suntem 80%, da? Da. Uh-huh. Mai departe, Daniela, ce se întâmplă? Deci, în cauza diferenței de vârstă și ea fiind atât de fragedă, deci, păi, ca și cum i-ar perfora toată zona vaginului într-o baltă de sânge. Adică ăsta își face ce are de făcut mai departe, chiar dacă corpul fizic este, cum să zicem, da. Mort, lipsit de suflet. Da. Mm-hmm. Da. Îi provoacă rănile astea? Provoacă rălile astea și curtezana când o găsește ca și cum o aruncă afară, cum că de acum încolo nu mai e bună de nimic. Uh-huh. Dar ea a revenit în corp, sufletul? Da. Revenise, da? Da. Și o aruncă pe stradă? O aruncă pe stradă. Se întoarce acasă la bunică. Bunica o ceartă și o lovește și ea. Că de ce nu i-a spus nimic? Că ea i-ar fi explicat ce se întâmplă acolo. Fata crește, dar nu se mai poate căsători. Pentru că nu mai poate face copii. Și nu, dacă nu făcea copii, nu, nimeni nu o lua, nu? Nimeni nu o lua, da. Fratele moare pe la vreo 4-5 ani, gen de holeră sau nu știu ce. Mm-hmm. Bunica moare și ea. Deci, practic, rămâne singură în casa aceea, în coliba mm-hmm. aia. De la vârsta de 26 de ani, moare și ea. Mm-hmm. Din cauza mizeriei, sărăciei, întristețe, mm-hmm. melancolie. Deci, practic, o viață distrusă. Mm-hmm.
când moare Daniela, unde? Cine? Ce o așteaptă? Ce entități? Deci este prin 60 prin chakra 1 și 40 bine, din ăștia 80. Din ăștia 80, așa. Da, din chakra 2. Da. Are un draco. E numai draco demoniacă-i. Da. Alb cu ochii roșii. Uh-huh. În spatele lui o mantidă cu doi grei și undeva în, mai în spate, mai în umbră, un Horus. O judecă cineva? Are loc vreo judecată? Da. Draco demoniacul. Da. Mai mult, erau și ăștia lanți în, da, în temă, dar ăsta îi spune că uite, vezi ce ai pățit. Dacă nu ai ascultat și ai făcut lucrurile de capul tău, deci practic o învinovățește. Ăsta l-avea draco demoniacul, era de când era fetiță? Era în sfera energetică? Da. L-avea deja, da? Da. Ok. Acum, Daniela, știi ce o să facem? Îmi spui doar, hai să identificăm dacă aici, în viața lui Acui, din personajele de aici, le regăsim acum, în viața actuală. Deci, bunica... Mama. Mama, de acum. Da. Frățiorul? Fiul. Fiul, de acum. Iar mama? Mama bunica, care a murit? E bunica de acum din partea mamei. Bunica din partea mamei. Curtezana, o găsim? Pe undeva acum? Dacă nu e obligatoriu. Că mă uitam că văd o soră, dar nu știu dacă sora ei. Nu-i nimic, e o soră, da? În viața actuală, sora cuiva. Da. Nu stai mult să te să consumi energie. Acum știi ce facem, Daniela? Eu o să număr de la 1 la 3. Iar acea fetiță. Da, fata care a... Fica. Fica mijlocie. E fica. Mm-hmm. Ok. Acum știi ce facem? Ne număr de la 1 la 3 și mergem înainte de momentul de a i se crea acea clonă din viitor. Deci de a se scinda partea subliminală, când e întreagă. Da? Numai, înainte să plece 20%. 1, 2, 3. Suntem în China acum. Da. Este un gen de general. Da. De trupe. Uh-huh. Suntem în fața unui gen de palat. Cu acoperișurile acelea cum aveau ei, da. Și un teren mare în față, deci aliniate trupe, iar da. El stă pe un gen de un tron, da. Îmbrăcat într-un costum așa vișiniu, ca și cum ar avea armură, dar cu vișiniu și cu negru, parcă. Sunt trei bărbați îmbrăcați la kimono alb. În genunchiați. Sunt din gel de ofițeri din trupele lui, ca să zic. Deci aici, da, este bărbat. Da, 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 am înțeles. General bărbat.
Deci ăștia trei în Da. genunchea sunt ofițeri din armata lui. Da. Îți Se vine un pare nume? Cum îl că cheamă aici? Pe general. Adică, Sui par. Li. Cum? Sui Su I Da. L Y. Așa. Îl Da. cheamă. Da. Are vreo 45 de ani. Ce? Se pare că este foarte dur și foarte sângeros. Deci nu iartă nimic și la orice mișcare greșită, oricât de infim ar fi, pedepsești. pedepsește crunt. Vrei să canalizăm aici partea subliminală, să vedem pe generalul ăsta? Bine. Ce ne spune? Da. Faci canal proteja Daniela. Stabilește o legătură protejată. Fac tub că cu legăturile le-am Bine. place. Cum crezi tu? Deci gata, îmi Da. spui. Număr de la 1 la 3 și îl lași pe Suili să vorbească. 1, 2, 3. Suili. Da. Am văzut că ești aici general, foarte intransigent și ai în față trei soldați de-ai tăi. Ce, sau Așa ce sunt? trebuie să fii. Deci ce sunt A aceștia să trei? conduci atâtea trupe și să menții ordine și disciplină. Nu ai Trebuie cum. Să fii așa. Cu ce ți-au greșit acești trei ofițeri? Au încercat să se răzvrătească împotriva mea, să mă detroneze. De ce? Iar unul dintre ei râvnea la postul meu. Am înțeles. Deci unul dintre ei îți vroia locul, da? Da. Și cum ai aflat de acest, să zicem? Mi-a spus un om de-al meu că i-a văzut împreună. Da. I-a Vorbeau? Puneau la vorbea. cale? Da. Da. Deci tu ai oameni așa, printre trupele tale, care sunt fideli și care îți culeg informații. Bineînțeles. Toți generalii și toți conducătorii au. Și a Așa venit omul tău și ți-a spus despre ăștia trei. Da. Și aici unde suntem, ce se întâmplă? Stau în fața ta în genunchiat și ce urmează? Sau ce? Cum îi pedepsești? Îi se taie cap. Da? Cine le taie Da. cap? Tu? Eu. Tu le tai capul la toți? Da. Și asta o faci în fața trupelor ca să ia aminte, Da. să înțeleagă, da? Bineînțeles, da. Bine. Eu număr de la 1 la 3, mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. Da. Le taie capul, Daniela? Le taie capul și toate trupele care erau acolo se îngrozesc. De cruzimea? De cruzimea lui. Dar totuși nu îndrăznește nimeni să facă nicio mișcare de frică. Adică nu mai aveau încredere, nu mai știau care îi va trăda. Poate că dacă vorbesc cu ăla din stânga îi spune, dacă vorbesc cu ăla din dreapta, Da. deci... Și stăteau toți, tremurau. Da. Dacă te uiți în, din punct de vedere ezoteric în scena asta, Hui Li, ăsta Sui Li, e singură? E singură, adică? În corp energetic sau... Sunt interferențe. Este dracodemoniacul ăsta. Da? Deci avem dracodemoniacul prezent și aici, da? Da, da. Și, practic,
Cine taie capul celor trei ofițeri? Draco? Da. Draco taie, da? Da. Apoi vreau să te mai uiți și să-mi spui cum pleacă 20% din partea subliminală. Când? În cele din urmă, după vreo 5-6 ani, da, în timp ce dormea în căperea lui, da, unul din soldați se preface în servitor, se da, infiltrase, cum ar veni. Bine, că erau mii de soldați, nu-i da, știa el pe toți. Intră peste noapte și prima oară îl înjunghie, a vrut să-l înjunghie în inimă, dar înjunghiase lângă. Da. El se trezește, prinde de gen de cuțit, așa, da, mai tip sabie mică. Prinde cu mâinile, dar nu mai are forță fiind înjunghiat în zona asta. Cred că îi penetrase un pic plămânul. Și îi se taie gâtul. Iese tranjurat. Deci iese speriat și... Da, da. Și atunci vine ăsta. Draco? Da. Așa. Iar îl judecă? O judecă pe partea subliminală? Da? Bineînțeles, da. Ce îi spune aici, că-s curios? A fost sângeros. Și despotic. Îi arată ce se întâmplase cu familiile celor pe care i-a ucis de-a lungul domniei lui, ca să zic așa. Și câtă suferință și sărăcie și foame a creat, pentru că na, aici bărbații aduc banii. Adică banii ce-i plăteau pe ei. Întrețin familiile. Da. Și întrețin familie. Și au rămas familii și copii lipsiți de mijloace, da, material. Da, da. Și atunci așa, corpul lui energetic se negrește pur și simplu de vinovăție. Da. Da. Și cum pleacă 20%? Pleacă aici? Îl preia ăsta. Îl preia ăsta, da? Și apoi... Da, da. Și îl trimite în, pe alte linii temporale. Pe alte linii temporale. Mm-hmm. Aș vrea ca acum... Daniela, desigur, cred că Draco ăsta era, da, și înainte de a veni în viața generalului, ca general, lui Suili. Între vieți, înainte de a veni ca Suili, dacă ne uităm, uite număr de la 1 la 3, 1, 2, 3. Și mergem înainte de a veni ca Suili. Asta e înainte de a veni pe Terra. E cu ăsta, da? Da. Înainte de a veni pe Terra este, dar oricum era și înainte de a veni ca Suili. Și aș vrea, da, ca partea subliminală, când îl trimite, îi dă scenariul de viață, să vină Suili, să se uite la el și să-i spună că nu mai merge în niciun scenariu dat de el. Nu vrea să meargă în acea viață, nu vrea să facă acele ce a avut ca scenariu de karmic de făcut, acele orori, crime. Și că a înțeles cine este acest Draco demoniac. Și a înțeles, acum e conștientă ca parte subliminală și știe ce are de făcut. Refuză orice scenariu. Și refuză să mai stea în mătura cu ei. E speriată și jura de unghiile, așa, ca și cum să-i zic, să nu-i zic, păi zic, spune-i, sigur. E în sfera ta energetică și tu îl controlezi. Ah, păi e frică de el, da? Da. Ia să, stând acolo la ei, hai să facem partea subliminală să își recapete curajul. Uite, fiindcă ăștia sunt în sfera ei energetică, vorbim de Draco demoniac în primul rând, da, uite, dacă prin intenție să-i spună să se facă mic, cât un cățel.
S-a făcut, dacă se de la urât, da? Ciupulit și Mox. Cu roșii. Mm-hmm. Așa, și să-i spună să, acum să-l înțepenească și să vadă dacă partea subliminală, să vadă dacă mai poate mișca. A, își pune mâinile în șol și zice, deci așa stă treaba. Ha, ce simplu era. Păi n-am știut eu. Mm-hmm. Zic, n-am știut. Ok. Acum, să-i spună lui ăsta să dea contractul. Să dea contractul tot. Până aici, unde suntem. Deși poate să-l ceară și definitiv. Și din trecut și din prezentul acela, unde vă aflați, și viitorul. De unde s-a încheiat. Da, de unde s-a încheiat contractul. Tot contractul. Așa cum este cățel. Să-l dea. Da. Dă un fel de foi mototolite ca atunci când vrei să scrii și nu ți iese ce ai scris, știi? Și le faci bilă. Da. Spun, îi spun să-i spună să le, arun, să le dea frumos. Uh-huh. A scos un vici, partea subliminală. Da. Fel de vici așa tip nuiaș, i-a dat peste bot. Da, dar... Zic așa, nu că... Că nu ne comportăm ca și entitățile, dar cred ei, că da? Părțile subliminale uneori, când se trezesc și când înțeleg, le vine să facă. Dar noi suntem părți subliminale, nu entități. Da. Le scoate frumos acum ca la imprimantă. Da. Le arunc și ca din... Partea subliminală și adună toate foile, foițele și verifică acest contract, îl cercetează, îl cântărește. La prima oară a trimis astea noi. Mm-hmm. Și acum vin și pergamentele din anul... Din anul dinainte de era. De tera, da. Pardon. Da. Gălbejite și putrezite. Mm-hmm. Da, a dat. Să-l ardă. L-a cântărit și l-a arde acum. Acum să-i deschidă portalul ăsta. Da. Trimis portalul unic cu sens unic. Acum, Daniela, am văzut că avem mantida, avem ce mai avem, da? Pe acolo, mantida gri. Și Horus. Și Horusul. Grea. Uite, aș vrea să mergem. Număr de la 1 la 3 și mergem în acel moment oriunde. Oriunde s-ar fi întâmplat, când a încheiat contractul cu Horus. Când s-a încheiat contractul. 1, 2, 3. Suntem în anul 800, înainte de... Hristos? Da. Nu le... Les, că n-a pus. Că nu-l vrem pe ăla aici. Da. Mai ne lipsește pe aici. Înainte erei noastre, da? Da, în Egipt. Da. Este un fel de... Deci este bărbat și este un fel de îngrijitor la un templu. Deci se ocupa pe acolo să aprindă focul, să da. Mai facă un alta. De mic. Ei, aici are vreo 12-13 ani. Crește și ajunge, era inteligent și isteț, așa. Și îl observă un scrib. Da. Așa. Și cum le vede așa că iute și descurcăreț, îi cere să devină ajutorul lui. Uh-huh. Asta tot scria tot felul de pergamente, nu știu ce tot scria, și el le lua sul așa și le depozita într-un gen de bibliotecă, depozit undeva. La un moment dat, având brațele pline, cad pe jos și de pe un raft cade alt pergament față de ce avea el în uh-huh.
Căzând, parcă se desface. Da. El pe furiș, că n-avea voie să citească de pe acolo, citește. Era scris așa cu hieroglife, parcă. Da. Ăsta, scribul învățase totul să citească și să scrie, dar se pare că foloseau foarte multe hieroglife. Unele bazice, altele mai avansate și așa mai departe. El, să zicem că știa bazic, nu... Da. Oricum nu-l învăța ăla mai mult. Dar totuși își dă seama că este un gen de incantație, să zicem, pentru abundență. Da. Deci el era orfan. Da. Și bineînțeles că trăia din ce-i dădeau ăștia. Bă, practic locuia acolo și acolo. Ia sulul ăla și și-l ascunde. Pune restul la loc și, în fine, seara se retrage în încăperea lui și la lumânare se apucă și pronunță cuvintele respective. Adică el credea că face un gen de incantație pentru abundență, da. Să devină prosperitate, da, să da. Aibă și el casa lui și așa mai departe. Aici apare Horusul, îmbrăcat tot în egiptean, parcă e faraon. Da. Cu cap de lup. Și aici are loc contractul, da? Are loc contractul, da. Păi, a înțeles partea subliminală? Că te rogi la... anulăm. La 1 și apare cine e de serviciu prin zonă? Sau te rogi de ceva și apar aceste entități de pe oriunde? Zice, acum am înțeles eu de fapt ce am făcut. Deci, într-adevăr, până la urmă a devenit destul de zdărit. Acest scrib era bătrân, se îmbolnăvește și decide să-l învețe pe el și, în fine, așa mai departe. Deci, toți copiii se căsătorește în cele din urmă cu o tânără, da. Dar toți copiii muriau. Uh-huh. 4-5 ani muriau. Uh-huh. Ajunge bătrân, soția moare și ea, mi se pare, nu, tot așa în timpul nașterii. Da. Deci bătrân, singur, fără copii, bolnav, n-a trăit niciun. Fără copii, da. N-a trăit niciunul. Și cu ceva avere, dar practic... Ce să facă? Ce să facă cu ea? Și de asta zic acum, partea subliminală vizualizase asta. Da. Și zice, la ce folos? La ce folos? La ce a folosit? În acea viață, în viața fizică, da. Că își dorea abundență și așa, dar cu ce s-a ales în plan spiritual, da? Da, da. Care această interferență vine, cum este acolo, să zicem, în viitor, se duce până în viața de acum, de unde am plecat, da? Da. Și atunci are posibilitatea că atunci când vrea să citească mantrele acelea, pur și simplu să rupă hârtia aia. Nu mai citește și nu lasă să curgă viața. Nu o mai ia de acolo. Nu o mai ia de acolo. Nu o mai ia de acolo, pune și, la loc. Așa, și n-a mai făcut practic contract cu Horusul, da? Da. Bine. Măr de la 1 la 3 și veniți aici acum. 1, 2, 3. Mai e prezent Horusul acum, Daniela? Nu mai e. Mai e numai nu Mantida mai cu grei. E Mantida cu grei. Legăturile ezoterice cu, din viața aceasta, da? Având în vedere, Daniela, viața care o desfășoară. Cine joacă rolul religios aici? Mantida sau cine?
Horusul juca. Horusul juca? Era și Dumnezeu, da? Și dacă te uiți la soțul Mihaelei, la Dumnezeul lui, cine este? Tu Horusul? Nu, un reptilian. Deci de la Iahve aici, da? Da. Dar s-au înțeles bine ăștia doi, da? Horusul cu reptilica. Și respectau teritoriul. Ca să nu pierdă niciunul, nici celălalt. Bine, oricum, eu văd că aici am în fizică, vezi, deci ea mergea la slujbe, la biserică. Dar nu era... Dar nu era... Dedicată. Dedicată, vai de mine, sută în sută. Mai mult de... Că așa trebuie, că așa... Da, da. Face, e, acum suntem aici și acum, Daniela, aș vrea ca partea subliminală, cu conștiința de acum, să-și scoată afară toate emoțiile, frica aceea, panica, anxietate. Și acum o să mă uit un pic. Deci are un gen de costum, parcă ar fi o roche de seară, cu decolteu și cu mânuții acelea lungi ce pornesc de aici, de la umăr, știi? În jurul gâtului la fel. Un colier dat de lat pe toată baza gâtului, prins în spate. Și un gen de capac pe chakra 7, dar care se prelungește așa până pe al treilea ochi, ascuțit aici. A cui aparțin astea? Adică sunt autostructuri făcute sau puse de... Deci era rochia. Da. Sentimentul de vinovăție. Mâinile, acele mănuși reprezintă rușinea. Da. Adică rușinea de a se arăta așa cum este și așa cum gândește și cum i-ar place să fie. Dar crede că dacă ar face asta... Ar strica armonia familiei. Da, și armonia și... ca și cum s-ar face de rușine, știi? Ce ar gândi lumea că... Uite, soție de așa. Preot... fac chestii de genul ăsta. Soția de preot a conștientizat, că se gândește că își face de rușine soțul. Da, își dă acum mânușile jos. Așa. Și partea subliminală înțelege că nimic dintr-o viață fizică pe care o trăiești într-un scenariu, într-un corp fizic, nu este mai important decât... Să știi că... Și a smuls tot și a dat jos. Așa. Așa, bine, nu neapărat furioasă, cât hotărâtă, știi? Exact. Și aruncă tot ca și cum ar rămâne în pielea goală și zice, gata, m-am săturat să mă ascund. Exact. Sunt ceea ce sunt și... Sunt ceea ce sunt, adică am obosit. Sunt suflet care ar trebui și de acum încolo sper că vrea să trăiască liber. Da, zice. Descătușată de toate ce am văzut până acum și toate structurile, da, care și le pusese. Da. Deci dansează, Daniela, pur și simplu. Dansează. Dansează, e bucuroasă? Da. Să scoată afară toate emoțiile, slaba stimă de sine. Frica de a conduce mașină. Scos tot. Frica de copil, de fata, mijlocie, da? Da. Atacuri de panică veneau din frica asta, da? Da. Erau toate karmatice. Oh, da, în programul. Se folosiseră ei de memoriile ei. Să-i le lase acolo puțin deschise ca și să aducă din trecut, da? Practic toate aceste frici erau aduse de prin viețile astea, da? Depinde pe unde am fost. Da. Cauza ezoterică pentru care nu poate să slăbească.
Era rochea aceea plină de vinovăție, rușine, autostimă joasă. Venea din viața aceea, fetița, când întreținuse relații. Bine, întreținuse eu, la că ea, practic... Era în afara corpului, da? Da? Toată pudici, tot pudicismul ăsta... Da, să scoată afară Daniela și toate programele aferente induse de entități, autoinduse, aduse de prin, de cum am vorbit, din trecut. Tot, deci, toate programele. Să se umfle, în primul rând, într-un afară și iese tot. Le arde. Așa. Vrea aici, adică vrea implementarea unui program pozitiv, da? În lipsa... După ce a scos pe ăsta de că nu poate slăbi. Deci un program pozitiv în care să... Suplețe. Da, suplețe și încredere. Are încredere dragi în ea. Încredere. Așa. Suplețe, frumusețe, sănătate, radiantă. Tot ce, ce are nevoie. Și zice pace și liniște. Da? Am săturat de atâtea războaie. Așa. Cauza ezoterică pentru durerile de picioare și coloană? De la roche. Deci structura asta, roche asta... O covoia, o... O covoia, da, deci era foarte grea. Să taie toate legăturile acum cu toți, cu oricine, cu copiii, cu soțul, cu bunicii, Maria și Dumitru, cu tot neamul și a tuturor cordoanelor ombilicale. Da. Să taie toate legăturile ritualului, cu ritualuri religioase și de orice fel din viața aceasta și din toate viețile, existențele. Deci, știi cum o văd? Deci după ce și-a tăiat legăturile, parcă s-a ridicat așa în... S-a revigorat. Pus, sau... Dar are aripioare. Cum așa? Da. Ia să vedem de unde are aripioare. Asta e din ADN-ul, din structura ei, de ei ADN? Da. Da? Are aripioare, deci, ca cei îngerași. Ia să vedem. Mergem acolo. Număr de la 1 la 3, Daniela, și mergem în locul de origine. De unde este așa cu aripioarele astea? 1, 2, 3... Suntem în Aldebaran. Da? E zână de Aldebaran? Da. Da. Așa? E mititele. Mare, mică, mijlocie? Eu nu sunt mititele până într-un metru. Da. Dar toate blonduțe cu părul creț, îmbrăcate cu un gen de rochiță albă. Da. Și aripioarele parcă ar fi ca la libelulă transparente, așa, na, anulez conotația cu... Așa este, da. Ăștia. Așa este, da. Poate și rizante, toate culorile acelea așa, de lumină, spectrul luminii? Da, da, da. Sunt foarte luminoase. Așa. Și așa, zi. Suflă un gen de praf, parcă ar fi auriu. Da. Că e legat de plante. Da? Da. Ce face când suflă praful ăsta? Ce se întâmplă? Deci ca și cum le-ar energiza. Iar face culorile mai vii. Florescente. Foarte frumos. Așa. Aici, Daniela, aș vrea să vedem atât doar cum au fost interferate și luate de aici. Ia partea sublimina. Pleacă într-un grup de 20, da, spre o planetă virgină. Da. Așa vine. Da. Se pare că era un acord galactic între
cei care se ocupau cu plantele, cei cu fauna, cei cu... Deci vin ca să sămânțeze viața aici? Să sămânțeze viața, da. Dar de fapt nu ajung la planeta propriu-zisă pentru că ăștia draco, da, demoniacii creează un gen de hologram, o dublură a planetei propriu-zise, așa văd. Da. Deci ca și cum ar copia-o. Da. Ele nu depistează asta și ajung acolo. Da. Odată ajuns, atmosfera se schimbă. Știu, pământ negru, roșiatic și foarte mult praf. Deci inhalând praful ăla, ca și cum i-ar hibrida ceva. Se transformă. Da. Și ca și memorii? Se întâmplă ceva? Uită sau ceva? Da, bineînțeles. Ne blochează tot. Aș vrea ca Daniela să... Pe cap, deci nu își mai... își mai aduc aminte. Nu-și mai aduc aminte. Și deci ne întoarcem în... Am văzut și de aici urmează traseul galactic, da, cu entitatea, da, și cu entitățile, da, și până în ziua de astăzi, de unde am plecat. Ne întoarcem înapoi acolo, înainte să plece în această misiune de însămânțare, da, să zicem, da, să arate, să dea informația la toate părțile subliminale, zânicele de acolo, surorile ei. Da, transmite și celelalte își pun așa mâna la gură și transmite și celorlalți care așa, se ocupă. Mai pleacă cineva în echipajul ăsta, în aceste expediții, să zicem, științifice? Mai pleacă, dar nu pe planeta respectivă. Ok. Acum o să mergem în supra-sufletul părții subliminale. Deci a dat informația aici pe planetă, la toată lumea, da? Da, da. Ok. Număr de la 1 la 3 și suntem în supra-sufletul părții subliminale. 1, 2, 3. Da. Cum arată supra-sufletul? Că 12 sunt în total. 12? Da. E ca un gen de uter, da, zic, cu o, da, pungă albă, cu lumină, cu energie pură și sunt parcă flori de bujor. Așa văd. Ca florile de bujor? Da. Vreau să aici să se reformateze, da, în totalitate. Tot ceea ce înseamnă informație. Da. Da? Și după ce a făcut asta, da, dacă vor să schimbe informații între ele, fac ce vor, cum cred. Da, schimbă. Da? O să... Daniela, o să opresc aici înregistrarea acum, pentru că aproape am terminat. Adică am terminat.